Ion, de Liviu Rebreanu. Elemente contextuale. Curentul literar. Realismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Franța, ca reacție împotriva subiectivității romantismului, având ca trăsături definitorii prezența unui narator obiectiv, preferința pentru personaje tipice, mai ales avarul și arivistul, inspirația din realitatea înconjurătoare, repere spațiu-temporale bine delimitate ce conferă caracter veridic evenimentelor, tehnica detaliului semnificativ, în care anumite trăsături fizionomice sau arhitecturale pot evidenția trăsăturile de caracter ale personajelor, dar și stilul cenușiu sau anticalofilic. Motivul literar predominant este banul, care marchează în mod fatal destinele. Date despre autor. Liviu Rebreanu este un scriitor reprezentativ din perioada interbelică, alături de Mihail Sadoveanu, George Călinescu, Camil Petrescu și Mircea Eliade. Este considerat de critică literară cel mai mare creator de viață a literaturii române, unul dintre întemeitorii romanului românesc modern, iar prin absența lirismului se află exact la antipodul lui Sadoveanu, spunea Constantin Ciopraga. Principalele sale romane sunt Pădurea Spânzuraților, Ion, Adam și Eva, Ciuleandra, Răscoala. Încadrare. Cea mai importantă scriere a sa este romanul Ion, care a apărut în anul 1920, acesta fiind considerat primul roman realist obiectiv din literatura română, Pompiliu Constantinescu numindu-l Epopeea țăranului român. Semnificația titlului. Titlul de tip sintetic, format dintr-un substantiv propriu, desemnează numele protagonistului. Ținând cont că numele Ion este cel mai des întâlnit în mediul rural, scoate în evidență faptul că această concepție, conform căreia avea pământ echivalează cu bogăția, nu este specifică doar personajului principal, ci întregii clase țărănești. El este un reprezentant al comunității din care face parte. Sursa de inspirație. Romanul are la bază anumite evenimente din satul natal la care a fost părtaș autorul sau despre care a auzit. Toponimele sunt reale, la fel și numele personajului principal, dar și evenimentul nefericit în care o tânără fată ajunge să se căsătorească cu un individ inferior, spre stupoarea tatălui acesteia. Structură. Romanul este structurat pe două părți simetrice, cu titluri sugestive, corespunzătoare celor două patime ale personajului principal, glasul pământului și glasul iubirii. De asemenea, titlurile de capitole, exemplu, începutul, zvârcolirea, nunta, copilul, ștreangul, blestemul, sfârșitul, sunt distribuite într-un climax și un anticlimax, adică într-un urcuș și coborâș, anticipând destinul personajului principal. Faptul că sunt 13 capitole, o cifră fatidică, premonitorie, evidențiază același aspect. Nu este întâmplător nici faptul că doar două personaje beneficiază de atenție deosebită în titlul de capitol, și anume Vasile și George, deoarece acestea vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește destinul protagonistului. Sunt prezente aici două planuri narrative. În prim plan se află lumea țăranilor și problema pământului, iar în plan secundar, intelectualii satului. Trecerea de la un plan la altul se face prin alternanță, evenimentele fiind redate prin tehnica linearității sau cronologie evenimentelor. Tema operei. Tema romanului o constituie patima pentru pământ a țăranului și consecințele ei tragice în satul ardelenesc de la începutul secolului al XX-lea, în care singura valoare umană este banul sau pământul. Ca teme secundare identificăm iubirea și destinul. Printre motivele literare prezente aici se numără hora, sapa, nucul, cocoșul și ploaia. Totuși, motivul literar central este pământul, văzut de protagonist ca o ibovnică și de la care îi se va trage sfârșitul. Apartenență la un gen și o specie literară. Textul aparține genului epic, întrucât modul predominant de expunere este narațiunea, relatarea se face la persoana a treia, autorul exprimându-și sentimentele în mod indirect prin intermediul personajelor. De asemenea, ca specie este un roman realist de dimensiune extinsă, un număr mare de personaje și mai multe planuri narrative. Naratorul este unul obiectiv, neimplicat afectiv, care prezintă realitatea dură așa cum este ea, fără a idealiza.
apare un stil cenușiu, anticalofilic, însuși autorul precizând, citez, prefer să fie expresia bolovănoasă și să spun într-adevăr ceea ce vreau, decât să fiu șlefuit și neprecis. Am încheiat citatul. Totodată, reperele spațiotemporale sunt bine delimitate, autorul utilizând tehnica detaliului semnificativ. Romanul este unul de tip doric, conform concepției lui Nicolae Manulescu, care găsea o asociere inedită între stilurile arhitectonice grecești și modul de construcție specific romanelor. Acest aspect se datorează relatării la persoana a treia și a perspectivei obiective. Elemente textuale. Romanul prezintă destinul personajului Ion din momentul în care, la ora duminicală, decide să facă tot posibilul pentru a intra în posesia averii lui Vasile Baciu și până la moartea sa. Relația incipit final. Incipitul de tip captatio benevolentiae prezintă drumul de intrare în satul Pipas, aflat lângă Armadia, aproape de Bistrița. Reperele spațiale bine delimitate conferă caracter veridic întâmplărilor, argumentând apartenența textului la curentul realist. O altă trăsătură specifică realismului care apare în incipit este și prezența tehnicii detaliului semnificativ, întrucât apar numeroase elemente simbol, de pildă, modul în care drumul urcă întâi a nevoie, poposește la cișmeaua mortului, după care cotește brusc pe sub râpele dracului, anticipează destinul protagonistului. De asemenea, toponimul Pripas, care înseamnă fără stăpân, dar și prezența Hristosului de Tinichea, cu coronița veștejită, anunță parcă faptul că personajele din zonă sunt lipsite de fiorul religios și, implicit, capabile de atrocități. Există o simetrie între incipit și final, căci la sfârșit este prezentat același drum, de data aceasta spre ieșirea din sat, când poteca se pierde în șoseaua cea mare și fără sfârșit, sugerând că tragediile vieții sunt la nivel macrocosmic lipsite de importanță. Această simetrie îl determină pe Constantin Ciopraga să considere romanul un corp sferoid sau un roman rotund. Totodată, prezența Hristosului de Tinichea avertizează discret rolul moralizator al diegezei. Tot în incipit regăsim satul adunat la hora duminicală din fața casei Todosiei, văduva lui Maxim Oprea, prilej pentru narator de le face intrarea în scenă personajelor. Aici unii este jignit în mijlocul satului de Vasile Baciu, unul dintre cei mai bogați oameni din zonă, numindu-l Sărântoc, doar pentru că avusese curajul de a vorbi cu Ana, fiica lui. Astfel că, dornic de răzbunare, dar și pentru a intra în posesia averii acestuia, caută să o seducă pe fată. Acest lucru se va și întâmpla, Ion căsătorindu-se cu Ana după ce, în prealabil, a lăsat-o însărcinată. O prima secvență reprezentativă este și scena sărutării pământului când Ion, după ce intră în posesia averii, vine într-o zi de luni, în strai de sărbătoare, și sărută pământul cu patimă. Aceasta este importantă deoarece evidențiază dragostea nefirească a țăranului pentru pământ, pe care îl privește ca pe o ibovnică, scena echivalent cu punctul culminant al romanului. Sugestive sunt și detaliile descriptive, mănuși de doliu, lutul negru, fiorul rece, care anticipează destinul protagonistului. Fragmentul este prezentat din perspectiva unui narator obiectiv, extradiegetic și auctorial, iar focalizarea este zero. După ce soția sa moare, la fel ca și fiul său, Petrișor, Ion începe să o viziteze tot mai des pe Florica. Oloaga satului, un personaj rămas în umbră până atunci, sesizând ce se întâmplă în casa lui George în lipsa lui, îl anunță pe soțul înșelat. Acesta pregătește o diversiune. Îi anunță pe Ion și pe Florica de faptul că va fi plecat la pădure pentru a aduna lemne, plănuind să se întoarcă inopinat pentru a-i prinde pe cei doi. O secvență reprezentativă este și cea în care Ion este ucis de către George cu o sapă, după ce acesta a încercat să intre în curte pentru a se întâlni cu Florica. Scena constituie deznodământul romanului, aici conflictul de ordin exterior dintre Ion și George atingând cote maxime. Replica protagonistului, mor ca un câine, constituie de fapt concepția naratorului obiectiv extradiegetic, care subliniază caracterul moralizator al operei și faptul că oricine încalcă principiile morale este sancționat. Acum înțelegem cu adevărat toponimul din incipit, cișmeaua mortului, care echivalează cu întâlnirile pe care le avea Ion cu Florica, iar moartea sa nu este altceva decât o cotire bruscă pe sub râpele dracului. Ploaia din final are rol purificator,
amintind de focul din novela Moara cu noroc. Elemente extratextuale. Ideea operei. Ideea operei este aceea că orice om care încalcă principiile morale sfârșește tragic. Particularități de limbaj. Romanul se distinge prin sobrietate, obiectivitate și refuzul ornamentului stilistic în manieră realistă. Însuși Rebreanu mărturisește, prefer să fie expresia bolovănoasă și să spun într-adevăr ceea ce vreau, decât să fiu șlefuit și neprecis. Asemănări cu alte opere. Romanul, așa cum spuneam, ne amintește de romanul de novela Moara cu noroc, în care personajele principale sfârșesc tragic din cauza aceleiași patimi pentru bani. De asemenea, și în novelă, Slavici alege ca locul să fie purificat în final, de data aceasta prin foc și nu prin intermediul ploii, cum se întâmplă în roman. Concluzie. Eugen Lovinescu numește romanul Ion prima mare creație obiectivă sau poem epic, așa cum spunea George Călinescu. Sfârșit.